I must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, do 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 do, I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. Bună, dragilor! Suntem deja de aproximativ 2 zile în Constanța. Ieri ne-am petrecut timpul cu prietenii mei, așa că nu am luat camera. Însă astăzi avem în plan câteva lucruri interesante și vrem să vă arătăm și vouă. Starbucks și am o veste proastă. Știu că v-am spus că avem niște lucruri interesante de făcut, însă am vrut să mergem la delfinariu, am ajuns acolo și când am stat la coadă mi s-a spus că nu mai sunt bilete. Minunat, după ce am stat vreo 5 sau 10 minute la coadă, cred. Și acum ne-am oprit să luăm un ceai de la Starbucks și... Ce ți-ai luat? Bombă de calorii. Și ți place? Al meu e foarte bun. Este un blackberry mojito iced tea, ceva de genul. Bună, Simon! Bună! La ce film mergem? Cum se numește? Am fost odată. A fost odată. În Hollywood. A, da, nu știu. Ai ridicat calitatea filmului? Voi ați ridicat unui film. Sau tu că ai venit? Da, da. Că, na, filmul n-a fost cel mai reușit. Știm cu toții că Brad Pitt putea mai mult. Hai mă, că a făcut destul. Mai trebuie să caut și o țigară aia nancit. Băi, eu am fost... Faza aia cu țigară. Ești real, știi? Aia a fost foarte mult. Și tu știi, ca și cum e chiar și-a dat seama cum se seamă, știi? Nu, eu am fost sigură că la sfârșit toată faza aia cu violența a fost doar el și-a imaginat-o de la țigara aia. Și n-a fost așa. Nu e așa că v-ați luat să țeapă cu el atunci când stea și l-a văzut pe ăla, cum îl cheamă, pe Jake? George. Pe Rodney sau cum îl cheamă pe ăla? Tipul ăla care nu lăsa să intre în platou, știi? Ah. Da. Și-a închipit toată faza aia, că-l, gen... Nu, și-a amintit-o. Nu, și-a amintit-o, cred că și-a imaginat-o. Și-a amintit-o, și-a amintit-o, da? De ce nu... Și după aia când a fumat era... de asta nu vorbește pentru mine. Mă gândeam că își imaginează cum ar te curge lucrurile. So happy, I'm stuck.
play. Suntem la o școală de artă unde prietena mea este profesoară. Suntem la cazanele mici, unde nu am mai fost niciodată. Nu am fost niciodată și este foarte, foarte frumos. Și așteptăm să mergem să vedem statuia lui Decebal. Și da, și atât. Hello! Hello! Am ajuns să-l vedem și pe Decebal. Ne-am costumat pentru el în port tradițional. Și uite cum zâmbește acolo, așa, el către sârbi. Frumos, da. Ce e pregătit? Da. It's nice. Ok. Sunt foarte încântată! Stop! Ce e, nu? Deci e foarte fain! Am zis să vă fac un update. Suntem în Arad la bunicele lui Cipri și am căutat pe Google un barbershop pentru Cipri și nu avem adică nu are programare. Să sperăm că îl ia. Să vedem. Super mulțumit de Vlad. Mi-a tuns, cred că bine, îmi place maxim cum a făcut barba. Și ce m-a plăcut mai mult e că și-a lăsat timp și mi-a explicat tot ce face și își dădea cu părerea, nu făcea după cum vrea el, ci mă întreba. Zice, măi, îți fac faded, îți pun pomadă și tot așa și... Și cum se numește localul? Gentleman's Bar and Barber.